Captură impresionantă de țigări reușite de vameșii noștri. În jur de 50.000 de pachete, adică 1.000.000 de țigarete, au fost descoperite într-un Mercedes Sprinter în apropiere de punctul de trecere. Potrivit informațiilor, polițiștii de frontieră au observat un mijloc de transport care se deplasa spre linia de frontieră. Echipa de intervenție a acționat pentru a stopa autoturismul, aflat la aproximativ 600 de metri de la linia frontierei de stat. Șoferul a încercat să fugă, ascunzându-se de patrulă într-o livadă din apropiere. A fost însă reținut în cele din urmă, spunându-le că a primit $200 pentru a le transporta în afara țării. Acum acesta riscă un dosar penal.